Bine ai venit la analiza partidei tale. Azi vom vedea o partidă jucată pe Lices la 10 minute. E4, E5, F4. Acesta este gambitul regelui. E capturează la F4. Negru a să captureze pionul din F4. Cal F3. Această mutare este obligatorie la alb. Ea securizează câmpul H4. G5. H4. Albul are și alte continuări la mutarea G5. El poate juca nebun C4 și să facă rocada sau să joace D4. În această partidă, albul alege să joace mutarea H4, G4, cal E5. Într-o altă analiză, am văzut continuarea negrului D6 și albul. După mutarea d6, a capturat pionul din g5. În această partidă, negru a ales să joace cal f6. Nebun c4. Albul nu recuperează pionul din g4, el continuă atacul asupra regelui și mai ales a câmpului f7. Acesta este atacat de două piese, de nebunul din c4 și de calul din e5. Singura mutare de apărare a negrului este D5. E capturează la D5. Albul nu capturează cu nebunul pionul din D5, nebun D6. Se amenință capturarea calului din E5. D4. Cu această mutare se apără calul din D5 și se atacă pionul din F4. Cal H5 se apără pionul din F4. În cazul în care pionul din F4 era pierdut, pionul din G4 devenea slab. Cal C3. Albul continuă dezvoltarea pieselor. Nebun F5. La fel o face și negru. Cal E2. Se amenință capturarea pionului din F4. Nebun capturează la E5. D capturează la E5. F3. G capturează la F3. G capturează la F3. Nebun G5. O mutare intermediară. Se atacă dama din D8. F6. E capturează la F6. Se amenință F7 șac cu capturarea damei din D8. Damă D6. Urmează o mutare extrem de interesantă pentru alb. Damă D4. Albul sacrifică calul din E2 și amenință mutarea E7 cu capturarea turnului din H8. O poziție tipică de gambitul regelui, în care nu știm cine e atacat și cine e atacatorul. F capturează la E2. Nebun capturează la E2. Albul nu se grăbește cu capturarea turnului din H8. Cu această mutare se amenință și calul din H5, un atac asupra regelui, un atac cu tempo. În astfel de poziții, e mult mai importantă activitatea pieselor decât recuperarea sau capturarea pieselor adversarului. Damă G3 șah, rege D2 și în această poziție albul amenință nebun B5 șah, nebun H5 cu capturarea calului șah sau F7 cu capturarea turnului din H8 negru a jucat rocada, crezând că regele lui este la dăpost și, având în vedere că are o piesă în plus, își permite să dee calul din H5. După această mutare, albul a jucat turn de la A la G1, o mutare câștigătoare. Prin această mutare, practic, se câștigă dama din G3. În cazul în care se joacă damă de 6, urmează nebun f4, un șac prin descoperire și capturarea damei din d6. La nebun g6 se capturează dama după turn de la a la g1. Dacă negru ar fi jucat damă capturează la g1, urma turn capturează la g1. Se amenință capturarea calului și un șac prin descoperire cu capturarea turnului, în cazul în care se joacă nebun G6, se capturează calul și nebun H6, șac prin descoperire și capturarea turnului, negrul a cedat. Sper că ți-a plăcut această lecție de șac. Nu uita să dai like pe acest videoclip și să te abonezi la canalul nostru. Dacă vrei să analizăm și o partidă de-a ta, trimite-ne-o pe adresa contactarontlecțiadeșac.ru. Pe curând!